Pe George îl cunosc de foarte mulți ani, îl cunosc cam de prin 2012, din piața universității. Eu am participat în ultimii 30 de ani la foarte multe proteste și acțiuni civice. Participam împreună la aceste evenimente. Și uite așa ne-am intersectat, în această nouă formațiune politică, unde mă regăsesc. Așa după cum știi, eu sunt un om care nu fac compromisuri. Deși propunerea am avut și eu, bănuiesc că cam știi. Cam știu, cum să nu? Eu știu, eu chiar acum mă gândeam și imaginam ce face Dorin Nistoranu ăsta. Nu mai are om care să îi facă campanie. Că l-ai ajutat acum. Da, da, într-adevăr l-am ajutat. Mie îmi pare rău că a plecat. Îmi pare rău de orice om care părăsește partidul, pentru că, sincer, era un om muncitor, un om care umbla mult, un om care a adus ceva oameni la partid. Am văzut după ce a plecat el că a plecat și acei oameni, dar dragoste cu forța nu se poate. Au fost niște schimburi de replici nu dure, nu tăioase, în care dânsul a solicitat peste măsură cât putea să-i dea partidul. Partidul a spus pas și dânsul a plecat supărat. Păi, în fiecare zi cerea câte ceva. Astăzi voia președinția partidului municipiului Alba, mâine a vrut să fie candidat la primăria Alba, apoi mine la Consiliul Județean. În fiecare zi schimba optica. Ne-am pus toți la masă. Eu nu sunt omul să tac să zic că nu e așa. Ne-am pus toți la masă, am zis, unul și unul fac doi. Asta, asta sau asta, că nu putem. Trebuie să ne facem structurile, suntem la început și trebuie să luptăm pentru treburile astea. Dânsos că nu, că le drept pe toate. Ei, și a plecat sau a fost afară? Nu, a plecat. A plecat, da. Nu, n-am dat pe mine. A plecat, pur și simplu, n-am trebuit să pleacă. A plecat, pur și simplu, a plecat. Am avut o discuție, sigur, cu, împreună cu George și cu Daniel și cu colegul nostru de la Teiuș. Apropo, Cristian Crișan este un inginer topograf geodez care a luat hotărârea să candideze pentru primăria Teiuș și de comun acord am hotărât să fiu eu candidatul la Consiliul Județean Alba și chiar îmi place această idee. În față a zis că merge independent. Auzisem că merge independent, nu mi-a spus personal. După aceea l-am văzut la... Da? La ziua tricolorului, l-am văzut cu alt partid politic. În urmă cu câteva luni erați pe o scenă cu Cușmă, cu Daci, cu... la o altă organizație și erați anunțat candidatul partidului AUR. Mai candidat și de la partidul respectiv sau doar de la PNL? Domnul Cristoian, logica ce vă spune? Dacă sunt membru al Partidului Mișcarea Populară și sunt candidatul Partidului Mișcarea Populară la municipiul Alba Iulia, cred că e foarte simplă. Îi dorim succes, să-i dea Dumnezeu sănătate și asta le dorim tuturor. Noi ne vedem de treaba noastră în continuare. Partidul ăsta n-a început cu Hațegan, nu o să vă asfăr și cu Hațegan, nici cu Rusu Daniel, nici cu alții. Noi cât timp suntem, trebuie să luptăm pentru ceea ce ne-am propus să facem.